Între timp, cupola de foc care a făcut ravagii în vestul Europei a revenit în Marea Britanie. Noul val de caniculă vine după cel mai secetos iulie din ultimii aproape 100 de ani. Guvernul de la Londra a declarat stare de secetă într-o bună parte a Angliei. În luna iulie, insula s-a confruntat cu temperaturi de peste 40 de grade. Stăm de vorbă despre acest subiect cu doamna Roxana Bojariu, climatolog ANM. Bună ziua, vă mulțumesc foarte frumos pentru prezență. Bună ziua! Așadar, este posibil să asistăm la un nou val de căldură asemănător celui din luna iulie? Da, și e interesant că există deja analize care arată că această depășire a recordului, ajungându-se la temperaturi peste 40 de grade în Marea Britanie, nu ar fi fost posibilă fără contribuția încălzirii globale. E, vă dați seama, o situație deosebită, pentru că clima oceanică a Marii Britanii de obicei face aproape imposibilă o astfel de perioadă cu secetă în acea zonă. Deci vorbim de efecte care ne arată că încălzirea globală se accelerează și nu există loc în lume unde nu se simt impacturile ei. A fost ca niciodată extrem de cald atât în Europa cât și în România, pentru că și România se confruntă cu o secetă extremă, doamna Bojariu. E adevărat, și în vestul țării au fost bătute recorduri ale lunii, iunie, iulie, dar recordurile au fost bătute peste tot sau în mare majoritate a zonelor. Dacă ne gândim la numărul de zile caniculare cu temperaturi care au depășit 35 de grade Celsius, bineînțeles e vorba de zonele, mai ales cele joase, și vedem cum vara aceasta se prefigurează a intra în ierarhia gărilor călduroase. Vedem pe ce poziție după ce vom face bilanțul verii. Este ceva ciclic? Se întâmplă odată la câțiva ani? Sau ne putem aștepta ca de acum încolo, anual, să avem parte de astfel de fenomene extreme, extrem de cald așadar? Sau este greu de spus? Da. Nu neapărat fiecare vară va fi mai caldă decât precedenta, dar mai calde vor fi verile de acum încolo, statistic vorbind. Adică numărul de veri care astăzi le considerăm a fi cu temperaturi peste medie vor fi în ce în ce mai numeroase și practic vor împinge climatic spre un nou normal. Deci, practic, ce considerăm astăzi a fi excepțional, în câteva decenii probabil că vom ajunge să considerăm că e obișnuitul climatic. E adevărat că unde ne oprim cu obișnuitul climatic depinde și de ce cantitate de gaze cu efect de seră aruncăm în atmosferă, deci de ce vom face efectiv pentru reducerea emisiilor la nivel global. Pe de altă parte, e clar că deja s-a schimbat clima și va trebui la nivel regional, local, să ne adaptăm la ce am schimbat deja și la ce se configurează a fi deja inevitabil schimbat în viitorul nostru apropiat.